Iar acestea? Zgriaci sau trasator, cum să zic așa. Da. Cu asta are scopul, trage asta la distanță, exemplu, pe marginea asta vreau să da 3 cm o linie. Așa. Trasați. Vedeți okay. aici chestiile astea? Da. Trageți asta la 3 cm da. Și strângeți și după și apoi te miști pe trageți acolo, cu el și deja ați tras linie. O linie, două linie, știți? Da. Și asta tot la fel, dar puțin mai sărănesc. Ok, mai rudimentar. Așa. Da. Și asta același lucru. Uite, asta și aici același erau lucru. Vârfurile care trasau aici. Da. Cu două linie, o linie. Asta tot așa străbunici al compasului. Da. Așa. Ia uite, hai să-l arătăm mai îndeaproape. Din lemn și alama. Deci compasul din lemn. Iată. Așa. Asta e rașchetă pentru răzuit. Adică are tot așa cuțit care îndea. Da. Și trageți. Da. Să rașcheteze așa. Mai multe dimensiuni. Da, așa. Da. Asta aici a rămas, nu știu de unde, dar asta e de vie. Da. Tot așa. Tot așa. Și el trasa ceva, nu? Da, tot pentru trasat. Același tot pentru chestii. A trage o linie. Da. Da. Exact. O linie la o distanță. Da. Ca să lucreze templarul pe măsura aia. Adică trasează o linie. Ok. Bun. Acolo deja ce începe sunt? Pentru gaurit partea aia. Ok. Asta aha. Sunt, ajungem în zona străbunicului bărmașinei. Exact, exact, da. Asta e o coarbă. Da. Pune aici burghiu, ce mărime vrea. Și bagă iar la sală. Până să găurească. Da. Asta un lemn, nu știu ce lemn, dar foarte frumos. Și alama. Și sunt mai multe dimensiuni. Nu, ăsta pare un același, pic mai mic. Diferite, da? Dar contează cuțitul, adică burghiul care burghiu. Pune la el. Da. Da. Așa. Aici este puțin mai așa cu cricket. Deci tot pe același pe aceeași idee, doar că exact. E cu cricket ăsta. Da. Ok. Dacă de când nu am dat și eu la ele... Așa, stângă-dreaptă, să învârte de aici. Deci tot așa cu două sensuri, nu? Da. Da. Deci e deschisă. Da. Așa. Deci burghiul manual cu cricket. Exact. Adică apasă aici, de fapt, și da. Se daie. Da. Cricket. Și asta acestea. Tot pentru instrument să facă gaură fin. Da. Pune acolo burghiul, apasă de aici și să învârte. Pur și simplu. Aha. Să găurească lemnul. Da. Sau materialul, piele sau altceva. Să facă găură. La fel și acestea, tot, că pentru mai multe, nu mai aproape, da. Dar sunt mai multe dimensiuni. Da, da, și modele toate, diferite. toate, uite da. Și mai mare. Da. Și aia e tot de bormașina. Tot așa, dar diferă un pic sistemul. Da. Nu? Aici deja e cu manetă. Apezi, cu manetă. Da. Învârt. Și schimb burghiul ce mărime vrei. Da. Așa. Pe fier aici, cred că pe acolo. Fier. Aici a fost. Cam da. Așa, da. Da. Chestiile astea tot la fel, coarbă. Tot așa. Diferite este asta de aici, să zicem că cu da. Două brațe. Asta foarte rar față de celălalt, da. Știți? Așa se învârte cu el. Aha. Dai la perete sau dai jos, știți? Cam așa. Are două manete, asta da. E mai diferită puțin. Dai așa sau la perete? Da. Nu știu dacă am pus-o. Mă rog. Chiar bine. Nu contează că... Așa. Și mai avem aici unele, dar seamănă cu ce am văzut până tot acum. Tot pentru gaurit. Tot pentru gaurit. Asta e un pic mai mare și cu manetă. Da. Același scop. La fel adică și pe dacă aici. Te duci undeva afară curent, ai unul din asta cu tine, poți să găurești
Lemnul, adică... Cam așa, cam eu, lemnul. Prima dată am văzut asta, eu sunt inginer constructor, da, dar nu știam că există așa ceva. A venit un instalator să facă un branșament la un conducte de apă. Da. Și nu aveam curent acolo. Și a trebuit să străpungă omul deja ceva. Trebuie să, exact, să facă o gaură la conductă, deja a scos o sculă din asta și am zis, da, omule, ce aia? E bor mașină. Cum bor mașină? Și pur și simplu, o gaurit frumos. Da, da. Așa. Iată, se mai poate folosi și da, în ziua de azi. Exact. În anumite circunstanțe, da, anumite momente. Iar da, aici avem... un colț, tot prelucrat lemnului. Da. Menghinea asta... Chiar și astăzi, ziua de azi, mai sunt câteva meseriași în zona Maramureș, da, face șindrila pentru acoperiș din lemn. Ok. Și cum o face? Cum, cât știu eu, adică poate sunt colegi care știe mai nu? Bine. Prima dată taie buștenul pe lungimea care trebuie, da, cu joagăre sau cu... fierăstrău? Fierăstrău sau nu, adică cu drujbă, da, cum ar fi. După ce tăiat la lungime respectiv, ia pe asta, care nu vrea să vină afară, pune pe bușten și cu ciocan le crapă, da, pe marimea care trebuie. Crapă pe toți, după ce vine cu piese de lemn, pune bătrânul aici ca mine, așa cum stai mie ca să stau toată ziua, așa, ia și cuțitoaie și pune piesa aici, apasă la... picior, la da, și strânge menghinea de aici. Vedeți că aici au fost ceva piese, cred că piele sau nu știu ce, să nu... Să nu facă așa, o urmă în așa, material. Și după aia începe să taie cu cuțitoaie. Da. Să face formă la lemn drept sau cu col, mă rog, cum trebuie. Asta e și ziua de azi, încă folosește. La colegii pot să vadă pe YouTube niște filmari de la niște bătrâni meseriași. Cred că ultimele, da, o să dispară și meseria asta, că văd la niște case sau manastire sau biserici șindrila făcut pe fabrică. Deja sunt perfect, fiecare la fel. Da. Dacă prelucrat manual, nu are cum să fie la fel unul cu altul. Dar ce vede acum pe acoperișuri, deja e... s-a lucrat la fabrică. E făcut cu tehnologia, exact, de astăzi. Exact, da, exact. Și aștia sunt bardă, da, cum am povestit și dincolo, pentru prelucrat la bușten să facă o grindă, de exemplu, parte dreaptă, e drept. Să da, ia așa, după aia învorte, mai deci tai. E asta care e de dreptaci, exact, nu? Exact, exact. Și de stângaci, să vedem aici, mai avem câteva. Dacă am aici un stângaci sau... Să vedeți dumneavoastră care e diferența. Dar, din păcate, aia de stânga nu cred că aici. Dacă o găsim, o filmăm. Da, da, da. E, da. Dincolo la magazie. Așa. Că aici ce se vede, deja numai un 5%, 10% din tot ce avem. Cascule, mă refer. Iar aceasta e o sculă așa finuță, cu niște zimți. Da. Ce? Da, aia pentru niște tăiat zimți. Niște furnir. Un fereastrău. Gen fierăstrău, da, să taie ceva finuț, dar cum? Exemplu, tu ai o piese, da, montat undeva, vrei să dai de desubt, da? Tai, exemplu, pervazul, pragul, deasupra prag, pervazul ușei, da? Bagi asta și tai. Aha. De desubt. Adică nu ia la mâna și tai ceva, adică undeva sunt, acum sunt scule electrice chiar pentru treaba asta. Da. Știți? Și asta... face pe același lucru. Asta. Uitați. Tot așa. Aha. Chiar să taie de desubt. Și bine, și poți să tai și normal, dar taie undeva chiar zero cu parduseala. Da. Și la stânga-dreapta. Exact. Asta și să învârte. Acum sunt așa. Asta. Exemplu, tăiați către dreapta, da? Da. Vreți pe stânga, da, desfaceți de aici un pic. Da. Desfaceți de aici un pic. Așa. Desfaceți, te rog. Eu? Încerc, încerc, dar poate găsim nu, un patent aici. Că e deja... Nu, stai. Avem una făcută deja. Da. Așa. Asta pe filet așa, frate. Stai că... Uite.
V-am făcut rușine deja că am scurile, dar nu, deja am dat cu ceva și întărit acolo deja. Stați că... Mă rog, arătam la colegi, dacă da. Vreți. Uitați, are și partea asta prindere, da? Da. Desface de aici. Da. Normal. Parcă asta trebuie să trage. Eu am tras și am împins, am făcut tot felul, dar e... nu merge. Ce să zic? Uite, vezi. Înseamnă că trebuie apăsat, nu trebuie apăsat tras. Care arc. Așa, da, exact, așa. Și acum a devenit pe partea celelalte. Aha, se taie uite. Din partea dreaptă. Vrei pe stânga, se taie pe stânga. Uite-ți. Când simplu ai minte, că deja uite cum funcționează. Da. Așa. Asta scriem. Mă rog. Asta. Așa. Acolo sus avem niște... Aia e clește de ceapras pentru ferestraie. Da. Cum funcționează. Vă arăt exemplu una. Așa. Asta pus invers aici. Trebuie să pune. Așa. Ai, ce da, lunghe. Da. Asta. Deja lipit. Și, nu, așa. Asta trebuie să fie așa. De după ce am curățat și așa, am pus invers. Și vă arăt de ce zic că invers. Așa. Aveți un ferestrău și vreți să taiezi lemn. Că aici... Ferestraile asta nu are dinți mare. Catalinu, ferestraile cu dinți mare nu avem aici, nu? Adică, vă spun aici ca să înțelege, colegi. Așa. Pe ea cu ăsta, dacă vrei, care dinți mai mare? Mai mare. Putem să arătăm așa. Așa. Dar dacă intră aici. Aici, bagă pe ferestrău și strânge cu asta. Da. Ca să rămâne fix. Și ajutorul cu reglajul ăsta de aici, uitați, aparatul se învârte. Adică ce grade vrei să-l îndoi pe dinții? Ai reglat, aici scrie mărimea, gradul, ai strâns asta. Da. Ok, după ce ai strâns, asta dăm mai în față un pic, așa, ca să vede cât de cât nu îl îndoim dinții, dar așa. După ce strângem asta, apasă... Asta pe dințele pe o parte. Da. Pe una da, una nu, una da, una nu. Da. După ce scoate asta și învârte asta și celălalt învârte invers. Invers. Te duci dincolo da. Și le faci și altul. Aici reglezi gradul de cât vrei să-l îndoi. Da. Ajutor unghiuri, cu asta, da. Unghiuri, așa. Mai mult, mai puțin. Așa. Da. Câte de lat vrei să tai pe tăiatură, așa. După ce, adică cu asta fixezi pe fereastrău. Asta mai în față, mai în spate, depinde câte de lat lama. Da, exact. După ce ai fixat pe ferestrău, reglezi ce grade vrei să-l îndoi dinții și apoi treci la treabă. Câte una, câte una, câte una și întorci pe ferestrău și dai și pe partea cealaltă invers. Da. Asta e pentru aia. Folosea acum 50 de ani, să zicem, da. Ultima dată. Pe ziua de azi nu prea. Asta de aici. Am scos. Așa. Toate clește. Și astea sunt de ceapras. E, cum să zic? E, cine nu are bani să ia așa ceva, da. Cred că lua din asta și făcea cu mâna. Mai manual. Mă rog, da, mai manual. Rudimentar. Bine, aici mergea pe noroc sau cu mâna. Simțul. Exact. Poate da. Ieșea perfect bine sau nu. Okay. Așa. Uitați și asta. Tot același lucru. Bine, asta puțin mai... tot, aici tot manual... îndoia, dar reglează aici gradul și dădea cu mâna. Asta da. E puțin mai deștept față de celălalt. Asta de aici. Și asta, același lucru. Celălalt. Cobra, care? Cel cobra. Asta de sus sau asta? Ala. Asta, dar am băgat șurubul prin el, că nu pot să scot afară. Așa? Adică principiul la ei cum este, cu ajutorul, cu distanța cu asta, da. Reglez lungimea ferestrău,
Apezi de aici. Adică asta scopul lor, reglează gradul. Da. Cât vrei să-l îndoi și apeși cu cleștele să fie tot aceeași formă, același grade. Iar acesta îndoi, care e așa într-o parte? Tot la fel. Ah, uite că se același spate. Lucru, tot la fel. Uitați, aici are reglajul. Scopul lor la fel. Ca să face dinții îndoiți. Da. Mai mult, mai puțin reglează de aici. Cât da. De aici reglează. Cum scos focalizarea? Așa. Aici compasuri. Păi dacă o pui, trebuie să scoți. Compasuri. Asta e joagăr. Ce-ar de sala, da. Să ai puterea, forță, că știu că am lucrat cu ele. Ok. Așa. Ferestraie. Aici zona de, cu taiere, mai mult cu taiere, cu ferestrău sau cu bardă, cu topor. Asta este un strung, nu e manual, să zic, dar cu pedala, cu piciorul. Da. Care dădea cu pedala și se învârtea... Eu acum nu am strâns cureaua. Da, deci... Că trebuie strâns cureaua. Okay. Cu ajutorul cureaua învârte axul de sus. Da. Și aici pui piese, da. Strângi cu strung obișnuit cum sunt asta și începe să le învârte și prelucrezi cu dălți. Da. Prelucrezi cu dălți. Când dalta devine puțin mai... trebuie ascuțit, deja ai și piatra aici. Da. De-aia cu piatra, după aia iară. Și cum au făcut asta oamenii, uitați, de exemplu, aici au pus niște gaură, da. Care era foarte important, rolul care era, pune aici niște ulei. Ulei fiind de... ca să fie ungere, să nu să fie uzează, acolo. Da, exact. Mm-hmm. Știți? Dacă făceam astăzi așa ceva, sigur uiteam de gaură aia ca să punem ulei. Ziceam, gata, că am făcut. Și deja când să începe se să scârție... Da. Da. Dacă, să scârție. Dacă nu se pune automat. Da. Dar aici aveți așa o... Acolo compasuri. Exemplu, da. Strungarul când lucrea la o piese, da. Vrea să facă, copiază ceva. Da. O piese, rotund. Merge la asta, vrea masoarea da. Aici, da. Grosimea lui. Da. Și când prelucra cu el, după aia venea cu asta să măsoare. Bine, asta cum e așa mare, sigur era și pentru ceva mari, nu mare, pentru era. Da. Așa. Pentru mai mici. Exact, da. Alea mici folosea la piese mici. Da. Și asta era puțin mai deștept, exemplu cum sunt aștia. Da. După ce e reglat, da. Mai și strânge aici ca să nu... să fii sigur că rămâne exact, rămânea aceea. Pe poziția, să nu da. Fuge. Schimbă, uitați, la maxim. Și după aia măsoară pe grosimea piesei. Da. Ok. Strânge și rămâne așa. Așa. Da. Nu trebuie la fiecare dată să ducă înapoi să verifică încă o dată dacă schimbat sau nu schimbat. Aha, da. Gradul. Așa. Asta este... Deci asta avea și un crește în capăt. Nu, același lucru. A, nu. Tot de aici. Reglez de aici. Asta da, are da. Reglajul. Vrei să reglezi, de aici reglezi. N-am văzut bine, da. Da? Și mai fin, mai nu știu ce, exemplu de aici reglează. Da. La piese rotundă, patrată, nu știu, mă rog. Așa că de aici reglează. Mai închide, mai deschide. Așa. Astea sunt scule multifuncțional, ca ciocan, topor, șurubelniță, mai mult militară, cred că, da, e... Da. Avem și husă pentru el, care punea pe la cureaua. Putător, da. Da, așa. Și avem un fierăstrău, tip pistol? Sau ce vrea să zică că e? Adică, da, ceva nu? Ca cam model așa. Frumos, să-l ține un bine. Model frumos. Uitați, adică are și... Ca să pui degetul, adică nu ții numai așa. Vezi? Da. Mă rog. Da. Așa. Mă rog, Cătălin. Nu știu, frate, asta cum face. Îmi dai voie? Ia și închidem. Așa. Da, și punem și lama. A, invers, așa.
Mă rog, cine are 150 de ani deja știe pe ele. Sus, da. Așa. Da? Adică îi luăm taie drept, da? Da. De poziție, așa. Da? Și putem monta. Mă rog, acum cred că e ruginit una alta. Putem monta și partea de sus. Aha. Sau jos, cum am făcut cu chestia aia. Da. Da. Ok. Da? Îl putem... El are o cătare. Adică a fost gândit bine sculele astea. Când să făcut, fie versatil. Ca să fie bine pentru multe... Poți să faci din mai multe poziții. Exact. Trebuie aici puțin. Pentru că omul când întâmpină o greutate, o problemă, deja imediat stai să gândești cum să rezolvi problema. Da, asta trebuie... Să-l punem la așa. Piesele de da. Asta este refacere. O piesă ca să faci mai mult, o distanță multiplus, să zic. Cum? Adică vrei să faci mai multe semne pe distanță de 2 cm, mai exemplu. Multe da? Semne, da. Măsor la prima interval aici la 2 cm, deja toate vine la același distanță. Și tu atunci faci semnul pe același distanță mai multe dintr-o dată. Nu trebuie să ia la măsură fiecare. Și ajunge mai mult, mai lung. Cam 10 cm, la chiar mai mult. Maxim 3,5, 4 cm, cred că. Ah, ok. Așa. Copiator. Tot pentru om lenești, să nu măsoară fiecare separat, ca mine. Păi da. Așa. A scăpat foarte mult din normal. Timpul muncitorului. Corect. Tot cred că un patron a gândit asta. Cum să produce mai mult muncitori. Să nu trece timpul. Așa o bardă cu niște semn pe el. Da. Sunt niște bărzi. Da. Chiar are niște desene pe el. Uitați, adică nu e, s-a făcut omul de plăcere. Mai și lucreze cu el, dar știți cum face tuningul la mașină. Tot conduce, dar să fie mai plăcut. Și omul ăsta... Așa au vrut de la fierar să facă unul mai deosebit. Deja nici nu știu. Așa, cum am scos. Aici este un colțișor de scule, cum facea butoaie. Butoaie de vin sau pentru ce folosea butoaie. Așa. Adică asta este o menghinea. Da. Vedeți cum sunt uscat, deja devenit foarte mic și cercul deja iese afară. Da. Că asta e lemnul care lucrează. Da. Așa. Mă rog, când face butoie, prima dată lemnele astea nu sunt drept, are curbat și are o formă, prindea un capăt la cerc și automat partea celălalt deschidea mai mult. Ca să pot să bagă și pe partea celălalt cercul, punea pe menghenea asta, punea cureaua respectiv acolo și strânge. Da. Și prin strângerea asta... Da, se strângea butoiul. Exact, practic. Uiteați că distanțează pe... Vedeți cum... Uite, aici dacă faci un nod, deja nu mai duce frânghie. Corect. Și strânge butoiul. Strânge butoiul. Și pune cercul pe el. Corect, da. Cu ajutorul mai bătea cercul. Da, și după ce pune cercul, sunt niște ciocan special. Uiteați, aici la vârf are un șanț. Da. Cercul care de la bătea butoi, în cerc, punea în cerc și bătea cu altă ciocan pe el. Da. Adică nu punea ceva drept, un ciocan normal pe el, ca scapă afară. Cu ajutorul vârfului ăsta, format pentru cerc, bătea cercul. Să intre până unde trebuie. Și să nu deterioreze asta, dacă era drept, ori pe lemn deteriorează, ori pe cercul. Tocmai de aceea era făcut așa, așa, exact. Da. Dar nu lovei cu ea. Cu ea doar pune acolo, el pune și acolo cu altă și lovei. Cu altă lovea. Nu ai cum să nimerești. De aia are lemnul aici. Când strică lemnul, schimba lemnul. Acolo e lemn? Da. Bun. Este, are un lemn înăuntru. Vedeți? Aha. Când, când schimba... Pentru că și ciocanul e din lemn. Era din lemn. Ok. Nu e, okay. Nu e ciocan din metal. Uiteați, cu asta. Da. Tot bate. Adică e... Așa. Uite. Sau... Uite. Al lui Thor. Al lui Thor, asta ciocanul Thor. Thor cred că era tot de asta, de dogar să făcea e butoi. Da. Așa. Așa. Bun. Cu ajutorul cu rindelele asta, facea șansul pentru capacul în interiorul butoiului sau exteriorul. Da. Uite, cu aici
reglezi distanța, pe ce distanță de la vârf vrei să faci șansul, da. Cu asta te duci. Și făceai cu mâna? Asta pe exterior, exemplu, cum are raza așa rotund, sigur pe exterior facea. Și asta cum are pe interior așa, da. Rotund invers pe interior, mergea pe interior. Asta punea pe butoi deasupra, aici venea cuțitul și de aici reglezi câte de adânc vrei să faci șansul. Da. Vedeți? La ce adâncime vreți. Da. Așa. Așa. Chestia asta, dalțile asta, vine un mâner, da. Și un butuc. Să zicem că vrei să faceți pe interior, ciopliți pe interior butucului, câte de lung asta, știți, ca topor, ca bate în el și scoate interiorul lemnului. Ok. Așa. Asta, asta tot rindea, o cuțitoaie. Nu? Cuțitoaie? Cuțitoaie pentru exterior. Vreți să faceți rotund pe exterior? Da. Trageți așa să iese rotund. Vedeți okay. că are curbura asta. Așa. Asta tot pentru exterior, rotund exterior. Da. Asta tot ajuta să face șansul la butoi sau la ceva, orice lemn face. Aici avem niște burghie mică, micuță. Ok, burghiu mic. Mic, așa, așa de mic, sunt cam 15 kg, okay. o bucată. Asta folosea la roată, la căruță, să da. Facă găură. Aici vine un mâner, da. Ca schimbă, aici pune mânerul și după aia pune un pin, da. Cum ar fi, să nu okay. iese mânerul. Opa, după ce scoate, pune pe asta, pe asta, pe, adică punea burghiul care vrea omul, da? Așa. După ce face gaură cu cel mai mic, exemplu, după începe ce a ajuns pe partea celălalt. Începe de la mare la mic, da? Sau de la mic la mare? De la mic la mare. De la mic la mare, așa. Facea, ieșea partea celălalt, după ce pe partea celălalt, la cârligul ăsta, punea o greutate. Da. Ca să nu mai apasă el singur de sus, mai tragea și greutatea, ajuta la el să facă gaură, știți? Da. Adică punea aici o greutate de desub și tragea greutate jos. Deci ce se găurea? La roata la cărucior. Roata la cărucior. Roata, din, orice, din orice lemn, gaură, da, sigur, din lemn. Din lemn, da. Ok, deci făceai orice adică gaură. Adică gaura la orice lemn. Am dar, înțeles. Bine, pe vremea aia folosea la roata, la căruță, la orice. Da, da, da. Trăsură. De la căruță, da. Da, da, gata, da, am înțeles, da. Da. Asta tot e ciocan din aia de butoi, bătut. Da. Vedeți ce șansă are și acela. Câte bataie prins săracul asta. Doamne ferește. Da. Așa. Se vede cât plâns. Asta este un joagăr sau fierăstrău sau cum zice la fiecare zonă, pentru două persoane. Da. Gândiți-o postament, înălțime de cam 2 metri, cât e nivelul la casă. Peste el, pus un bușten mar, o nenea urcă sus și unul jos. Deasupra, da, și unul jos. Ce tare. Și începe să tai. Da. Aia de sus nu mă tragea, dar aia de jos mai mult. Taie pe partea cu tăiatul, aia de jos era. Sus tragea numai înapoi. Aha. Aia de jos și mergea până în capăt. Și cu asta... Cu asta făceau treaba asta. Treaba. Puteți să faci și niște scânduri. Exact. Sau... Puteți să faci și niște scânduri. Și asta, de exemplu, da. La fel, același lucru, diferență care este, asta, ca să scot și bagi la altă șansă să taie, da. Pe partea asta, din păcate nu am aici, vine tot un mâner, da, tot așa, cu cel de aici. Da, tot un mâner, da. Are cum să zic, ca un șurub, da. Strânge, da. Rămâne strâns. Când e tăiat o linie terminat și vrea să scoate de acolo, să trece pe partea cealaltă, fără să dea buștenul, desfăcea, scotea mânerul și baga pe celălalt okay. linie și mergea în față. Adică același lucru facea, dar un pic mai diferită față de celălalt. Da. Asta o menghinea bine, mai care lucrează acum, să zicem, ziua de azi la tâmplărie sau ceva piese lungă. La, da. Așa, vrei să strângi o piese pe anumite lungime. Așa. Asta vine băgat aici așa. Să zicem că o piese lung de acolo până aici. Am pus piese și acum cum este umflat, da. Nu pot să strâng, știți? Da. Și de aici strânge piesa respectivă. Da. Adică cum face
ușa, cum facea ușa, punea arăcetul să lipească tot, să rămână acolo pentru noapte, cu asta, strângea da. Cu asta câteva bucăți mai mult și a doua zi deja desfacea. Acum, ziua de azi, ce face din el? Exemplu, ca fi ceva de, la casă, ca un decor, pune asta, ridică asta la ce nivel vrea doamna, da. Știți? Sau domnul, pune un postament, un picior acolo să nu cadă jos, pune un flor sau orice pe el, să fie decor în casă, de folos. Da, 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 da. Știți? La ce nivel vrei, poți să las sus, jos. Drăguț. Aici o lampă sau așa, adică ideea mea și asta, să le transform la un obiect de folos. Să ne arătați când o să faceți o transformare de asta la un obiect, să ne dați o poză, două, va, să publicăm și noi. Vă arăt cu cel mai mare plăcere. Da. Chiar avem niște proiecte început, dar nu terminați 100%, dar vă arăt și pe aia. Da. Aici este un colț, niște scule pentru prelucrare de pantofi de la... Asta e ca la pod, nu? Asta de la... În Olanda mai mult face, din lemn. Olanda. Da. Dar ziceam, mă rog, nu mai știu care firmă era cel mai denumit la pantofi. Așa. Așa. Prelucrea cu asta, sculele asta, într-un banc, sunt un cerc, bagă asta acolo. Un inel. Un inel, da. Pune asta. Ce model trebuie? După aia începe să taie. Ah, wow. Înțelegeți? Să facă scoapă. Da, adică asta are un cuțit rotund. Asta are un patrat. Asta toate ghilotina. Toate adică, sculele astea exact. Se puneau să, ca să facă chestia exact. Asta, facă pantoful. Da. Acum, okay. Sunt filmari pe YouTube cum facea. Dar ăsta nu e calapod, e pantof? Adică nu, asta e pantof. Așa da, erau pantofii din da, da, da. Și ziua de azi tot face pentru cadou, da. Deja sunt câteva atelieri, tot face același sistem. Da. Cred că și Japonia are așa ceva. Poate, dar ei mai mult șlap, sau cum zice, nu pantof, papuci. Da. Papuci. Face. Așa. Asta e tot ceva pentru rotunjit la interior, niște lemn, la copaie sau la... linguri mari, mă rog, nu știu, tot pentru prelucrarea lemnului pe interior. Așa. Asta un fierăstrău pentru tăiat la unghi. Și ziua de azi sunt mult mai modern din asta, dar același scop. Vreți să tăiați un lemn la 45 de grade, 50 de grade, nu știu câte grade. Aici scrie gradele. Da. Așa. Apasă pe maneta aia de desub și deblochează și ajunge la gradul ăsta. Pui piesă și tai. Sau vrei altă grade, apeși iară, aduci la altă grade, tai. Da. Ajutorul, așa, cu maneta de jos, le dai pe ce grade vrei. Așa. Aici un menghinea de fierar. Da. Sau dogar, care cine folosea. Pentru... Tot cu masă, așa venea cu totul, sau e pusă separat pe masă? Vă spun sincer, masa din Sibiu, asta din Buzău, okay. Asta din Călăraș. Ok, bine. Adică, acum să nu vă minți, așa că, mă rog, tot prindea ori la un butuc, ori la un banc. Da. Știți? Ca să prelucreze cu ei. Depinde acum fiecare la atelier ce posibilitate avea. Deci văd că menghinea de picior până jos. Da, sigur că da. Greutate menghinei rămâne pe jos. Da. Numai că prinde de aici să nu plece către spate. Da. Și prinde aici fierul, le bate, le îndoie, da. Le rupe. Când e câte de țigani nomazi pentru că le puteau înfinge în pământ, în iarbă. Asta, da, mai exact. Erau folosite baga și afară. Țiganii nomazi, da. Că le foloseau în le puteau înfinge în pământ. Da. Și lucrau cazanele pe ele, tăiau okay. Tabla da. De cupru. Ok. Adică sunt din asta model și fără picior. Da, eu n-am văzut până acum da, cu picior. Fără picior, da. Asta cu picior, fără picior, sunt mai mari, mai mici, sunt imens de mari și sau mai mici, depinde omul câte, ce mare are nevoie, câte de, cu câte forță bate la fier sau fierul ce grosim are. Da. Da. Urcau și afară. Și se plimbau cu ea. Exact. Cu ea. Da. Ok. Da. Asta o bar mașină manual. Da.
tot așa ceva industrial, nu din aia mici ce am văzut la perete, facea gaură în atelier, la piese, la fier. Funcțional. Da, exact, exact. Este funcțional. Bine, mai trebuie să aranjăm și noi un pic la el. Vedeți? Deci se putea da și la manetă și se putea și rotii de... Da, nu, nu, de aici. Aia, când ia viteză, ca să ajută la omul, știți? La orice... Da, să fie... Aha. Când ia viteza, ajută foarte mult. Asta, știți? Preia din asta e pentru micro, la început, sau nu? Preia din nu, nu, adică, exact. Când, dacă nu este aia, tu tot timpul trebuie să forțezi. Dar uitați, când am lăsat, deja încă învârte. Înseamnă că și el ajută. Okay. Bun, ideea care la el, uitați, aici este niște dinți, la fiecare rotire. Da. Uitați. Împinge un milimetru, doi în față. Ok. Partea asta. Da. Și piesa asta, da, pe axul asta, împinge către jos. Ah, vine în jos. Exact. Adică nu învârt degeaba, deci, și jos nu are forță. Și nu mai trebuie să mai stai cu altă mână să împingi în jos. Exact. Se face totul automat. Da. Exact. Așa este. Și aici mai este o chestie. Asta de aici. Stai un pic. Da. Da, piesa asta, poți să faci și două viteze, știți? Ok. Adică, asta desfaci de aici șurubul. Da. Uitați, vă arăt. Desfaci șurubul. Ia piesa asta și asta las jos aici. Da. Uitați, deja nu mai învârte mare pe mic, da, învârte mic pe mare. Uite, ce încet o să învârte acum. Ok. Vedeți? Da, da. Acum învârte... dinți mic, adică asta mic, da, pe mare. Da. Dacă ridici asta sus, acum mare, învârte bine ca ia viteza mai mult. Și vine piesa aia pusă acolo. Și asta a fost gândit. Așa este. Da. Așa. Bun. Acum aici e niște Chei franceze sau... Da, da, da. Nu? Ce sunt? Cheia franceză. Cheia franceză. Da. Pentru forță mai mare sunt alea mari. Avem și cu mâneri din lemn. Mai multe modele frumoase, urâte, tot felul. Fier adevărat, adică nu chechive de azi. Da. Așa. 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 Am ajuns la fierărie. Așa. Da. Avem asta acolo o cutie. O foală. Foală. Foală, da. Burduf. Da. Să zic. Ca să suflă pe cuptorul unde încălzește fierul. Ok. Adică foala aia, da, era pus pe un... dispozitiv. Da. Rămânea pe un dispozitiv și... cu o manetă, da, partea asta mișca sus-jos și împingea aerul spre cuptorul, unde încălzește fierul. Adică cum face asta, forja, da, asta cu picior. Da. Dai la pedală, învârte roată și, cum zice, la fan. Ventilator. Adică da... face aerul, să dai aerul, ca să arde tare carbon. Okay. Și să încălzește fierul mai repede. Da. Lucrul aia face. Cine e curios, poți să uite la internet. Sunt filmări care cum lucră. Și asta este o tocilă, tot așa. Dacă vrei să ascuțiți, tot trebuie să leg frânghiile. Aici venea pietrele. Da. Și dădea la picior, la manetă, cu frânghie, se învârtea și ascuțea, da, piese. Așa. Aici tot bonfire, să, da, taie fier. Asta taie fierul. Știți, bonfire pentru punză fier. De bonfire, dar mai aia este, aici. Asta răspilă ca să facă rotund. Da? Nu? Uitați, și asta exemplu. Acum lucrează și la tinichigerie. Uitați, să... când ați așa,
că menghinea aia, să facă acum raza exterior. Face, se arcuează. La tinichigerie, la exteriorul mașinii, știți? Da. Reglează prima dată o parte unde e bun și după aia unde e kitul să dăie coastă. Sau chiar curba invers, pe exterior. Da. Același lucru. Și se îndoie lama, vedeți? Da, da. Și schimbă și lama, mai fin, mai dur, are șuruburi. Așa. Bine, asta nu facea atunci fierare. Astea sunt tot felul de ciocane. Da. Depinde cu ce lucrează fierarul, ce mărime are nevoie ca să bate cu el. Uitați, asta niște potcoavă care chiar s-a făcut la piesele astea. Cu sculele astea. Exact, deci. Cu sculele astea. Da. Așa. Aici tot de potcolar. Înainte să pune potcoava, trebuie să curăță piciorul la copita. Cai, copite, da? Cai. Așa? Uitați, era mare, cât e ascuțit, a rămas lungimea asta. Adică și asta e o lucrat o viață întreagă. Da. Da. Așa? Și mai văd una aici. E la fel? Tot același lucru. Dar dar alt model. Mărime. Da. Alt model, alt mărime. Asta niște ciocan de tinichigerie, care are capătul rotund. Când vrei să faci ceva oval, rotund, interiorul la un metal, trebuie să bat cu partea rotundă, ca să ia un pic forma rotunjită, așa. Da. Asta la fel, tot de curățat tot, copita. Exact. Zona aia mai mult cu... Așa, la fel, ciocanaș. Aici sunt clești. Toate cleștele pentru fierar. Fierarul... Ca să ține pe metalul încalzit, trebuie să folosea pe creștele respectiv. Cu fierul care e încalzit deja, lua de aici, pune aici și se gândea de și... problemele. Da. Ca să relaxeze și să facă și sală. Da. Așa. Și face chestia asta, potcoaua asta, dintr-o bucată de fier, ajungea la... forma asta. Da. Adică era niște meseriași adevărat. Nu cum ne lăudăm acum că vai, suntem ce ingineri. Ce ingineri sunt? Uite, asta avem era... o aparatură da, care exact. Face singură treaba asta, probabil. Stai pe tastatură, dai cam comanda, avem aici un CNC plasma cu ce taiem tablele și găurim așa, după aia zicem că noi am făcut. De fapt, face oamenii, omenirea a evoluat. Da, asta da, e. Da. Ok, bun. Toate sunt niște clești da. Ca să prinde piesele foarte, fără să arde. Foarte aici, mare. Cred că asta de tabla, de tăiat. Da. Sigur, pentru tablă era că cam așa se vede. Și am ajuns la finalul acestei locații, da, acestei aici cămăruțe. Era un atelier, adică făcea o căruță, făcea, mă rog, tot felul de instrumente sau mașinerii ce avea nevoie la... agricultura, la industrie lemnului, da. Orice industrie, sau acasă, la gospodărie. Asta era un atelier, pentru că nu era mare variantă atunci cu ce să-l faci. Cu ciocan, daltă, ferăstrău, exact. Cu asta facea orice. Făcea... Dacă avea un atelier din asta, era cel mai... Cel mai tare din, exact, din cartier, mai... din zonă, cred din sat, da, din, exact, de undeva. Da, din da, sat. Da. Da. Așa că e cam asta. Erai foarte meseriaș. Bun. Acum mergem dincolo, sus, unde avem lumina aprinsă, că ne-a plăcut și cămăruța de acolo. Și acum intrăm în zona nu foarte secretă, dar foarte interesantă. Și vedem că avem o ușă cu un lacăt. Dar nu e orice fel de lacăt, e un lacăt cu două chei. Deci aici avem nevoie de doi oameni, de doi parteneri care să deschidă acest superb lacăt. Și o să vă rog să veniți să mă ajutați să deschidem lacătul, să intrăm în comoară. Că trebuie neapărat două chei aici. Așa, corect. Când avem atâtă încredere una pe alta, de-aia avem câte o cheie. Fiecare câte o cheie. Așa. Ia să vedem. Uite, domne. Ia, bă, frate. Hai. Poftim. Super. Ia să vedem ce ne așteaptă după ușa. Ia vedeți ce o așteaptă. Poftiți. Poftiți, vă rugăm. Bun. Foarte drăguț ce aveți aici. Dar o să începem de aici, din colț. Poți să te duci până în capăt să dai așa o tură, dacă vrei. Până ne pregătim noi aici în colț.
Bun. Deci acesta a fost... să așteptăm să vină și Nina. Deci acesta a fost lacătul cu două ochi. Impresionant. Uite, colegii, dacă curios, pot să găsește la eBay. Okay. Și pot să vadă acolo ce valoare are. Da? Da. Liniștit. Okay. Deci care sunteți curioși de valoarea acestui lacăt, intrați pe eBay și uitați-vă la el. Adică nu e al meu. Al cuiva. Eu n-am pus niciun anunț. Da, corect. Da. Că ați spus că da, dar identic, același. Da. Bun. Ce avem aici? Zona asta avem mai multe tipuri de cântare. Și am mai intrat niște piese între ei cu timpul fără să știm noi. Așa. Niște jmecheri. Să vadăm și să vedem și pe ei printre aștia. Așa. La ce vă referiți? La chestiile astea care nu are nicio treabă cu cântare. Așa. Ok. Adică zona asta era numai de cântare. Era numai de cântare, exact. Dar au mai apărut câteva chestii. Da, am mai luat și noi, am adus pe alta parte niște cântare mult mai frumoase, mai... Da. Așa. Asta un cântar tot așa, ce am văzut jos cu tija. Da, l-am observat genul, pe acesta. Tija. Da. Așa. Asta e niște cântari pentru poșta. Greutate foarte mică, până la 500 de grame, cred că... cântărește, da. Pentru plicul la poștă. Uitați, aici okay. Exemplu 80 de grame, aici vine până la 250 de grame. Okay. Cu deci foarte sensibil. Puneau și probabil că undeva... Da, uitați, aici deja se vede segeată respectiv. Da. Acul care arată. Da. Vezi? Uite-l aici. Așa. Da. Și acela la fel e pentru tot, grămași tot mai pentru mic? Tot pentru cântar pentru poșta. Da. Asta, bine, talerul de aici nu știu unde e fugit. Așa, același lucru, cântar pentru poșta. Aveam și, o secundă cu... am multe, dar chiar ce vreau să vă arăt, uitați. Da. Aici, asta cu reglajul, mă rog. Cu decimalul, cum era și celălalt de jos. Da. Știți? Adică să învârte asta. Așa, de jos măsoară câte 1 la 1, să zicem, și aici măsoară 1 la 10. Aha. Sau 10 la 1, cum da, ar fi. Da, ori 10. Da, e mai multe tipuri. Da. Și talerul tot la el, ascuns momentan. Fier de calcat, bișnuit. Vă arăt cel mai ciudat, să zic așa, cântarul de aici, dacă vreți să vă arăt. Da. Uite, să vă arăt un cântar pentru baie. Așa. Ce drăguț. Când uitați pe el, ia citiți. Cum se vede? Invers. Invers, da? Da. Dar dacă veniți aici, veniți, vă rog, urcați și vedeți câte kilogram aveți. Mă urc? Să vine și doamna, da. Veniți, doamna, aha. Și trebuie uitați ce se vede acolo. Trebuie să filmez de aici. Dar se vede și lumea câte kilogram aveți. Nu, de aici trebuie să vedeți. De la față. Așa. 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 Cât am? Stai că nu s-a făcut. Ok. Deci, practic, să te pui de aici ca să poți să vezi tu singur exact, când te cântărești. Da. De aia sunt invers, aia, da. Ca să vezi, asta e un cântar de baie. Ok. Ca să vezi câte kilograme ai. Deci, el a fost pus invers da. Pentru că vine ca geamul... să vezi tu de aici. Pentru că când vine ai... oglinda. Hai ca să văd câte kilograme am. Stai, să mă uit. Zero. Iar ai ursus, iar... Da. Nu ai cum să vezi. Așa. Foarte tare, da. Așa, restul e cântar cu balanță. Aveți două, cu... nu? Da, avem două din această model. Da. Că pentru unul m-am ciunit foarte mult să iau. După ce am luat unul, a apărut altul foarte ușor. A apărut altul pe cuvânt așa, ușor. Și atunci a fost păcat, mă rog, pentru că da, să-l procurați pe acela. La multe obiecte am pățit chestia asta. Okay. Toate cu cântar, cu bișnuit asta. Avem niște cântare diferite, dar nu aici. Aici un feliator de tutun, zicea. Da. Mă rog. Așa, tot un cântar de baie. Uitați, asta e un cântar de bucătărie, dar din păcate lipsește un pic segeată la el. Asta de bucătărie, puțin mai greu, poți să pui până la 10 kg da. Pe el. Asta un feliator de
brânzeturi, adică sau salam, sosis. Așa. Da. Manetă să învârte. Și aici cuțitul. Eu am desfăcut și nu am pus înapoi. Uite, feliatorul așa. Manual. Da. Străbunicul feliatorului da. Din Mega Image sau de, din aici magazinul. Reglează grosimea la salam. Da. Mai gros, mai subțire. Da. Cătălin! Așa. Și de aici reglează, coboară și urcă sus cuțitul. Da. Știți? Da. Așa. Și de aici să învârte, să taie salamul și da. Cade jos. Ce tare. Așa. Adică ce dai de aici rămâne aici. Împingi de aici. Înțelegeți? Da. Adică felile exact. Coboară și... Nu, nu, scuzați-mă. Aveam nu? O piesă. Cade felie jos. Scuzați-mă. Cade jos felie, da. Da. Felie cade jos, da. Așa. Să împingi de aici. Exact. Și cade jos. Exact. Și cașcaval, orice vrei să feliezi. Așa. Mai avem alt tip de feliator pe partea celălalt, dar acum dacă tot merge... Aici, voltmetru, am luat așa că mi-e plăcut, poate să fac ceva, un proiect de la el. Da. Momentan, nu, oricum lipsește o grămadă de chestii pe el, dar patina pe el, cum se vede vechi, mi-e plăcut. Și am luat. Da. Și multe lucruri care am luat, poate nici nu știu, adică nici eu nu știu cum funcționează, ce face. Așa. Aici tot cântare ce am văzut jos, asta da. Mojar... Să bate usturoiul. Da. Sau și nuci. Tot pate, nucă, multe. Așa, butoiașul. Asta e halba de cafea de dimineață. Oho. Așa puțin. Cam multă, da. Așa. Nu mai dur noapte. Asta este, chiar așa mi-o zis, dar nu știu dacă e adevărat, acum să nu vă minți. Iarna, când e îngheață paleții la șinele pe tank, da. Paleți, încălzește cu asta, face foc și dezgheață șina. Ok. E posibil. Paleți, da, exact. E așa. Aici, lada militară, înăuntru sunt ledconuri și multe chestii. Asta e un telefon bunker sau de mină, dar sigur nu e pentru stradă. Venea așa și agățat pe perete. Da. Așa. Venea așa și sunam. Alo, Putin, oprește războiul! Așa. A, uite ce bine funcționează. Și el mai trimitea mie două rachete. Da. Așa. Da, aveți aici să vă apărați. Da, așa, da. Aveți în cutia asta. Vă arăt ceva. Ok. Mă rog, tot. Așa. De-abia așteptăm. Cu ce să ne apărăm. Așa. Așa. Aici, așteptăm. Din asta de camping, spirit, exact. Gaz, nu? Da, 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 pentru camping. Ah, da, spirit. Adică faci foc. Faci foc, ok. Exact, și asta, același lucru. Aici sunt mai mult lămpi și sobiță. Da. Cum le vedeți și jos. Da, sus acolo. Aici este tot așa de gătit. Chiar și acasă poate să fie folosit, dar mai mult pentru camping. Folosea. Și pe ce arde? Pe, cred că din asta... Pe spirit, pe gaz? Nu spirit, nu gaz, gaz, zice, este un alt lichid. Mă rog, okay. Genul, de, okay. Tot de uite petrolier. Ce da. Uite ce drăguție. Așa. Kerosene. Kerosene, da, așa da. Ceva, da. Okay. Așa. Asta sunt ledconuri cu electric, nu sunt cu... Celălalt ledcon, dacă avem aici, vă arăt cum sunt și ce funcționează. Da. Asta e o matriță de cozonac, model miel. Pentru... A, foarte drăguț. Adică da. Să faci cozonacul de Paște da. Chiar cu forma mielului. De miel, da. Așa. Niște lămpi. Da, așa e. Niște sobiță. Da. Tot cu ceva lichid petrolier. Adică, da. Nu știu, de... benzină sau ce folosea. Aici este un cenușar. Punea lângă șemineu. Strângea cenușa. Da, da, exact. Așa. Ajutorul o pețică. Tot niște sobiță pentru gătit sau încălzit. Aici este un cască miner cu lumini. Opa! Să nu dărâmăm aici. Așa. Moșu intra la
mina, mă rog, da. Nu-mi pun că e deja plin de praf, și asta agățat aici sau bateria. Pune la umer, acum bateria acolo. Și intră în mina cu lumină. Da. Așa. Aici tot sora lui Marița. Marița, da. Cea care te da. Descalță. Da. Aici de trăsură, felinar, pentru trăsură. Știți că punea pe lângă trăsură sau la căruță da. Ca să ilumineze să noaptea. Fie... Da. A, să vadă în față? Da, da, da. Ok. Și asta tot la fel. Lumina reflectează, dar aici ideea este că punea lumânar înăuntru. Da. Și are un arc. Când arde lumina, lumânare ridică sus, până să termină de tot. Așa. Iar cea din spate? Asta de 5? CFR. Asta pentru tren. Folosea da. La bariera trenului sau linie. Da. Așa am cumpărat eu, că zicea pentru tren. Mai avem acolo câteva. Așa. Asta punem aici. Pe cutie vedem pahar desenat. Poate. De nu știu ce am. Sincer, cum v-am zis la dumneavoastră, pun și eu undeva ascuns, uite ele și când le găsesc, da. Mă bucur de ele încă o dată. Și aici, sincer, nu știu ce este. Cred că tot... Oi, tot felinare. Paharul acesta desenat da. Însemna fragil. Ok. Fragil. Adică se manipula mai încet. Okay. Mai, așa. Perfect. Mai cu grijă. Asta tot felinar cu lumânări era, dar deja transformat pe electric. Da. Un om deștept a pus un bec și tras un fir. Mă rog, și așa poți să pui acasă, la terasă. Da. Arată foarte frumos. Aici avem un... Ce se poate? Ce-o fi acesta? Și oh, și e destul de greu. Da. Hai să-l învârtim puțin. Ia vedeți ce este. Sau colegii dacă știe ce sunt. Și asta sunt același lucru. Eu am să vă las pe dumneavoastră să spuneți. Nu. Vă spun că... A, uite. Asta este un rotisor. Care... Tip pendulă. Bine, asta nu e originală. Asta vine aici. Da. Stați puțin. Aici. Bine că... Pendule, așa. Dai așa, bine, prima dată faci focul, pui ce vrei să pui pe foc, pe rotire, rotisor, pui sau altceva, prins, da. Pui aici și prind din partea asta, nu asta originalul lui, știi? Da. Uite, și unde pure? O las să învârte el jumătate de oră până să gătește... Da. Iepurașul. Așa. Da. Asta e un rotisor... Tot pentru și chiar spațiu special acolo, nu? Da, da, da. Adică, nu, adică pui acolo că da? Să nu dispare. Corect. Aici așa? În spate? Același lucru. Doar că la altă dar dimensiune? Doar că altă model. Dar da. Același lucru. Tot rotisor. Da. Așa. Asta de o carte de arhitectură ca meseria mea. Am luat așa din plăcere. Da. Asta tot un spirtiera pentru pregătit mâncare sau așa de gătit. Așa. Cutia asta? Asta era un microscop la el, dar l-am adus la undeva să restaureze ca lumea să funcționeze. Da. Așa. O cutie acolo în spate. Asta? Care? Primus. Asta tot primus, tot e spirtiera pentru camping, așa. Asta mai mult militară folosea, știți? Aici pune lichidul. Desfac, vreți să desfac? Așa. Are multe chestii aici. Că cam... Chinuială până să le închid de aia. Okay. Așa. Așa. Ca să pui lichidul, ai pâlnie. Da. Pui lichidul. Aici bagă maneta. Uitați așa. Ca să dai focul mai tare, mai încet. Da. Și dai și focul și pui aici caserola sau ce vrei ca să gătești. Și se face foarte mic exact, într-o cutiuță. Exact. Butelii de voiaj, nu? Da, așa. De voiaj, asta de voiaj. Așa. Cred că kerosen, chiar aia folosea atunci, nu folosea benzina sau... Și
Asta cu basta. Cu mânăr, da. Exact. Așa. Aici e un fier de calcat care putea să luai mânerul jos până să încalzească asta din nou. Da. Și foloseai, puneai alta. Da. Repede. Te duceai la calcat. Când e rece, deja ia alta sau mărimea mai mare. Asta are mărime. Exemplu, asta numărul 1. Da. 2, 3, 4, 5, depinde ce calci. Pui mărimea mai mare sau mai mic. Aici e prins. La revedere. Și din păcate nu am aici, dar sper să avem ocazie să vă arăt. Am niște osobiță, face focul înăuntru și pune 4-5 fier de calcat dintr-o dată. Asta ceva mai industrial, okay, care folosea la croitorie sau la așa. Foarte frumos, adică în același timp încalzea 5 fier de calcat odată. Da. 5-5 repede luai, punea celălalt, știți, adică lucra 5-5 pe osobiță. Adică e foarte frumos, dar e nu aici, din păcate, momentan. Astea sunt niște patină pentru patinoar, da, așa, vechi, nu știu, wow, câte de vechi. Încerc să arătăm puțin. Sunt și la mărime, mai mare, mai mică, uitați, asta mai mic, aia sunt mai mare, chiar cred că au tomul asta 46, da. Așa se vede. Deci puneai talpa aici. Da, lega, da, frumos. Puneai talpa, o legai. Și iată o patină foarte veche. Frumos. Aha, și sunt mai multe dimensiuni, văd. Da, sunt multe, multe dimensiuni. Și aici avem și patină tot așa. Tot patine? Da. Da. Aici tot un cântar de maternitate. Da. Da. Și asta cântărește până la așa de întuneric, nici nu mai văd. Mă rog, 15 gram, kilogram, da. Ciocanul, tot așa. Tot a rămas așa, da, împrăștiat, da, da, mă rog. Asta este o menghinea, adică menghinea, cum să zic, prelucrare de cusut. Apeși aici, deschide, pui ce vrei să prelucrezi și după aia începi să cosești. Și uitați că aici are și dinții, ia veniți aici, vedeți, te rog, ca să dați cu acul pe distanța asta, așa. Vedeți? Adică să iese perfect același distanță când, da, e, da, da, cusut cu manual, cu mâna. Așa, mai avem încă unul la fel. Aici niște tabliță. Tabliță cu mesaje. Așa, mesaje. Mă rog, așa. Vedeți? Da. A, au același mesaj, cele cu roșu. Cele cu albastru, da, la fel. Avem, am și o colecție de tabla emailată cu reclamă, frumos, dar chiar le țin aproape de mine, că mie îmi place foarte mult de ei și le țin la garaj. Sunt mă frumoase. Uit aproape fiecare zi la ele, o perete sunt plin de patina timpului. Așa. Da. Așa. Așa. Asta de făcut unt, trebuie parte celelalte, nu știu ce caut aici. Asta un baston, te duci și ești obosit repede, te pui. Ok. Așa, stai, aștept la stație de autobuz. Sau chiar în autobuz dacă nu ai loc. Da. Așa, și când e gata, ia bastonul și te duci. Așa. Da. Asta un cuier. Cred că avea o poză sau oglindă acolo. Da. Un cuier frumos. Uite, chiar ce drăguț e. Agăța haine sau ce vrea omul. Asta așa mi-a zis că când te duci la cerut mireasa, la nuntă, cum zice la... Da, la cerut. Da, 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 așa. Bastonul ăsta. Da. Aștept de pentru tot așa de furcă pentru tors, așa știu eu dacă corect sau nu chestiile astea. Așa. Acolo cutie frumoasă ce punea omul în ea, poate că bijuterii, la perete, poate, poate că... da, da.
Cine știe? Sau cheile de la casă, dacă pui intrare la lângă casă, la intrare, așa. Tot așa, niște cutițe. Așa. Asta este o țigară turcească. Uitați, vechi, foarte vechi. 20 de țigări, zicea. Asta ne dovedește că și înainte fumeau oamenii, seamă. Așa. Au fumat de foarte multă vreme și au început cu narghilele. Da, turchii probabil cred că de la a fost Adacale. Ceva și înaintea narghilelei. Da, da. Așa, așa. Avem, am și o colecție de cutie de la anumite firme. Aici tot niște cutii stil brâncovenesc. Vedeți ce prelucrare are. Tot manual sunt făcute. Așa ceva nu face prefabricat. Uiteți, toate lucrătura făcut manual. Da. Oare cât muncit un meseriaș pentru cutia asta? Gândiți, aia e valoare, știți? Da. Adică... Păi cred că cel mai bine întrebăm pe Cătălin, nu că e lemnul. Dacă se ocupă de restaurări, da, știe exact. Foarte bine ce înseamnă să lucreze o cutiuță așa. Adică restaurăm tot și noi, adică când avem timp, știm ce înseamnă să restaurezi ceva, câte răbdare trebuie să ai. Acolo e... Asta e pentru copil, face și căruță, adică are și roți, face și cărucior. Da, exact. Ia închide, frate, asta, te rog. Asta face aici, așa. Aha, și-o pui invers, da. Da. Uite așa, așa, poți să mănânce, așa, să plece, știți? Sau și așa. Și aici are avut deja ca să agață, să nu... Să nu cadă, să nu se ducă pe față. Da, da. Și aici sunt un cărucior de... De biluș, care se închide partea de sus cu... O prelată ceva, nu? Da. Sau... Nu. Asta e... Dar bine, mă rog, pe atâta timp, deja, uite asta, se închide până în capăt, știți? Da. Așa. De umbră, de ploaie, dacă... Da. Cum sunt ziua de astăzi, se închide deasupra, doarme copilul, să nu deranjeze soarele sau plouă, se închide și atunci copilul. Da. Nu lasea sub soare sau sub plouă. Da. Și... Un cal, chiar care foarte frumos, drăguț și balansează fața în spate, dar din păcate la transport s-a rupt aici un pic. Și asta ce făcea? Stătea copilul sus și balansea frumos. Era un copil norocos. Cine avea așa ceva? Acum 100 și ceva de ani. Da. Așa. Uitați, asta nu știu de unde a rămas. Astea sunt niște gheare. Reglează cu o cheie, pui sub talpa, iarna, să nu aluneci pe gheață. Da, da. Perechea asta, lângă patinoar. Cel mai vechi obiect care vă spuneam la dumneavoastră, din ce an era, uitați, obiectele astea vechi, când facea pictura pe ele manual, scria și data. Da. Adică când este produs. Uitați. Deci cel dacă, de la 1800, nu? Da, puteți să vedeți dedesubt, dacă reușiți dedesubt. 1811. Da. Adică uite acolo. Obiectul are 212 ani. Da. Oricum se vede ce patina are și ce vechi. Și, adică atunci nu era oameni din asta jmecher, făcea la 1900 și scria 1800. Era oameni corect și chiar... Sunt sigur 100% că sunt se și vede, timp. Da. Exact. Da. Așa. Asta e exemplu. Banca. Din 2000 și ceva. Da. Așa de vechi. A, da. Se vede deja de la culoare. Da. Se vede că e aprinsă culoare. Exact, exact. Da. Exact. Și, aici este un casă de marcat. Înainte, cum făcea, până să apară asta digital, manual, făcea bonul. Da. Bine, asta de bătut soțul. Da. Așa. Cu masaj. Da. Așa zic, cu doamnele că de fapt e masaj. Da. Voi așa vă ziceți că facem masaj, masaj, dar de fapt ne bateți. Exact. Ok, da. Da, faceți masaj, ce să zicem. Așa. Aici niște... Oare ce pot să fie asta? De prins ceva rozătoare, cred, nu? Rozătoare? Ce înseamnă? Da. Uitați, punea aici la capătul lui... brânză sau nu știu ce, da. Mergea șoricelul acolo
Și când apăsa intrea pe înăuntru, ala, și gata. Cadea acolo și rămânea, nu mai putea să iese afară. Da. Știți? Uite. Intra pe acolo, apăsa pe ăsta și gata. Asta tot de șorici. Prins șorici, dar aici era cam, a, cam așa. Acolo când era da. Proprietarul casei da. Foarte supărat. Și, da. Și asta la fel. Da. Intrea de aici, când cadea dincolo, da. După aia nu mai putea să iese afară. Tot așa. Asta e, uitați, un... frumos. Adică o cutiuță, așa, da, tot de bijuterie. Okay. Așa, și asta tot la fel. Aici o mătriță de turnat, adică prelucrat la sticla. Da. Când e suflă sticla, știți, după da. Ce e încălzit, trebuie să dea formă la sticla. Da. Și cu asta prinde și omul suflă să ia pe forma asta. Da. Sunt foarte multe... Sunt multe forme, da. Da, forme. Da. Avem și noi un episod cu... cum se face sticla. Da. Da. Am fost la sticlărie. Aștia adunat fructe de la pădure, măcieșe, catinea, afine, da. Mergea la pădure și aduna cu aștia. Asta tot un burduf pentru albine, da. De dat fum. Da. Adică drogat albinele, da. să vine relaxat, așa. Da. Să nu ciupească. Da. Da. Așa, un radio de la străbunici, niște mașini de scris, rășniță, aici tot stil brâncovenesc. Asta rășniță de cafea, dar din păcate nu prea aud noroc la viața asta, s-a da. Spart de aici. Da. Așteaptă să recondiționăm. O facem noi, nu e problem, cum trebuie. Asta pentru jumer. Jumări? Da. Da. Așa. Adică... le presa să iasă da. Uleiul din el. Da. Așa, doamna okay. știe. Așa. Cine a fost la țară, știi? Cine nu a fost? Eu am recunoscut. N-am avut pe nimeni la da. Țară și... Uitați, asta este chiar de ziceam de prelucrare silvic. Uitați, la bușten. Cubic, cum măsoară grosimea, vedeți? Ah, ok. Adică da. Cu asta șubler, adică un șubler mare. Mare, da. Pentru un trunchi. Da, da. Hai, frate, deschide că... Sincer, așa. Da. Uitați, aici, deja, ca să nu mai avea calculator, omul avea aici toate deci socotelele. Erau... Uite, da. Vedeți? Uite câte cifre sunt aici, da. Câte socotele. Și piesa asta era al lui un pădurar da. Care a murit de mult. Și era în pod și nepoții ei, dacă, când vrea să demoleze casa, da. Vrea să arunce și pe asta. Wow. Și un om care a fost mila de el așa, ca să nu aruncă la deștept. Foc, da, da, adică o salvat. Da. Și prin anunțuri am găsit-o eu și mie mi-a adus până la București. A, și a adus-o până aici? Da. Și... Nu zicem prețul, deși eu sunt foarte curios, dar o să întreb după aia. Îmi pare foarte bine că nu contează câți bani am plătit. Da. Mă bucur că am salvat-o. Salvat-o. Exact. Da. Și mai avem aici niște șubler. La un moment dat, cineva, un om care va avea grijă de ea, va intra și în posesie ei, sunt sigur de asta. Bine, mă rog, dacă nu chiar acolo, dânsul până... Da, așa. Asta, după ce tai iarbă, verdeață, să le adună sau fână, să ia, adică prelucrare la agricultură. Da. Așa. Aici tot niște cântare. Asta pentru tot de pielărie. Stai acolo frumos, strângi la menghinea aici, așa. Și omul care a lucrat, uite, mai avem aici și încă aci. Da, uite, cu tot cu aci. Deja aci era, sunt aici. Și uite asta. Potinci. Da, sunt mari. Da. Sunt mari, mici. Opinci? Opinci, așa. Opinci. Ce mari sunt. Da. Asta așa? Care fac puțin curent pentru radio. Da, asta este un termogenerator. Da. Un termogenerator. O sculă foarte deștept. Dacă vreți, vă arătam imediat că nu prea o să aveți ocazie la viață să vedeți așa ceva. Dacă uitați la internet, sigur, vedeți? Puteți să mă ajutați sineți, da. Vă rog. Băgați și dumneavoastră la celălalt loc unde trebuie așa. Agățat. Așa.
Scoți acolo. Așa. Punem așa. Da. Țineți, vă rog. Da. Asta este. Sticla lui am pus undeva să nu sparge. Aici pune lichidul, da, gazul sau ce vine pe el. Vine sticla aici. Asta vine tot același lucru. Ca să o agăț mai departe. La tavan, da, de aici. Și asta vine hornul pe el. Așa. Și ce căldura face? Da? Face normal că face lumină, da, și producea curentul. Așa. Curentul datorită cu lamele astea aluminiu. Și prin cablurile astea ducea curentul la radio. Și vechi, care mergea cu 100 de watt, nu cu 230. Da. Cum e astăzi, știți? Pentru că nu avea putere să scoate 230. Da. Și cu sub 190, 80 de watt mergea radioul respectiv. Da. Deci aveai și lampă, oamenii aveau și lumină și radio. Radio, da. Asta se numește termogenerator. Da. Și da, lumină și căldură și da, și căldură, da, da. Căldură, mă rog, nu știu cât pot să produce, dar degaja face un pic. Exact. Dar da, poate că și asta, nu și asta degaja un pic de căldură? Da. Nu așa ca să. Opa. Dați de muncă. N-a pățit nimic. Din câte văd, dar nu am încep așa. Avem rezerve. E ok. Tu, dumneavoastră, credeți că asta nu a fost căzut niciodată? Ba da, a fost. Asta când a făcut omul, s-a gândit. Acum 100 de ani, a zis, măi, într-o zi, un ciuclea și un iarcan, da, o să-l dea pe jos. Să-l fac bine, să nu se întâmple ceva. Știi că s-a întâmplat. Perfect. Avem niște cutii albastre acolo în spate. Aia e un safe pentru bani sau ceva valoare. Nu știu dacă merge că e. Adică nu e ceva, nu știu ce, okay, o cutie, cutie așa o de cutie valoare, mă rog, tot așa de usturoi și una alta, tot de așa, mă rog, aici tot un darac cum era jos, da, pentru lana, tot afină una alta, uitați, asta era răzătoare, ce am văzut acolo mare pentru animal, da, și asta pentru una bucătărie, da, da. Pune acum cașcavalul și împingi și ca și să nu taie împingi doamna degetul, are aparatoarea asta. Da. Aici. Și apeși către jos. Mai multe tipuri. Waffle sunt în comerț și moment, dar avem și un aparat de waffle foarte deștept și de peste 100 de ani, dar nu aici. Ok. O să avem ocazie să arătăm la colegi și pe alea. Asta de-aia a făcut popcorn. Pune porumbul aici, da, pui pe soba, da, un pic de ulei și sare și dai la manetă până să aud pușcătura de la porumb. Da. Așa. Așa. Asta este un prăjitor. Aici tot sunt de tot felul de rășniță. Așa. Asta pentru cafea. Pui pe godin, pe soba, aha, pe godin, să potrivească la gaura lui de godin. Și prăjești cafea. Da. Asta. Astăzi de prăjniță pentru piper, pentru aia, știți? Ceva bană. De tocat carne. Da. De tăiat tutun. De tăiat tutun? Da. Hai da, să vedem. Da, ia vedeți. Ia vedeți. Mai mare, mai mărunt. Știți? Mai vine aici o cuva unde, da, pune tutunul, știți? Ok. Și taie. Ok. Deja, acum încă și mai ruginită. Și face cât să poată să-l exact, ruleze. Exact. Iese pe aici? Da. Ok. Da. Dar lipsește aia. Pâlnia. Pâlnia de sus, exact. Cred că pâlnia îi spune. Da. Tot feluri de astea, prăjitor de cafea, feliator de pâine. Aha. Asta e și o marcă foarte bun, adică Mercedes-ul mașinilor de asta, Alexander Werk. Da. Scrie și acolo, Germania. Da, acolo, așa. Pune pâine și feliază. Da. Vedeți cât e uzat. Adică da, și asta e aut o viață cam grea. Așa. Asta tot pentru roșii. Adică să storci și roșiile, da, da, exact. Da. Așa, bine, montează invers, că am pus așa să nu, da, cade, pe mărime. Asta pentru macelerie.
Da. Vrea să, când vrea să taie macelarul o ceafă, un picior, un nu știu ce de porc, punea frumos aici sau orice animal. Așa. 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 Uite că punea și după ce tăiat, mai închidea, sau depinde grosimea carne, știți? Punea să regleze și după aia începe să prelucreze. Asta un satâr. Da. Tot așa tăia pe carne, pe os. Asta la bucătărie. La bucătărie folosească da. Asta, da? Faci la verdeață, la carne, la brânzeturi, astea. Pare destul de bilă și astăzi. În loc să bagi în tocat, mașină de tocat să strice gustul cu asta, la noi, la Turcia, cu asta face kebabul adevărat. Da. Nu bagă la carne de tocat. Dacă bagi pe carne de tocat, te dai afară. Okay. Nu mai ești bucătar. Okay. Așa. Aici tot felul de lucruri de lemneraie. Ce este interesant? Asta o mașină de făcut unt. Unt. Bagi lapte. Dai maneta, uitați, vedeți paletele înăuntru, capacului, nu știu unde am pus, undeva pe aici, când dai maneta, adică se învârte. Da. Și până să iese untul deasupra, dai, fitness. Deci dai mult. Tot la sală. Așa. Da? Vorbim de scule foarte vechi. Da, da, da. Așa. După ce ai inventat mașinerile electrice, deja ai inventat și sală, că oamenii nu mai aveau ce să facă. Exact. Vedeți? Da. Asta sunt presă de carte. Da. Pentru, înainte știți cum făcea carte, după ce lipit cu aracetul spatele lui. Legături. Legături, da. Da. Pune aici să, până să usuce, până a doua zi, a treia zi. Și avem mai multe tipuri, modelele și acolo și aici. Din asta. Asta tot un feliator de brânzeturi. Uite, așa pune pe masă. Da. Aici strânge pe banc cu aici. Da. Asta strânge pe banc și de aici reglezi. Vedeți câte felie, câte de gros sau câte subțire să fie. Da. Da? Și de aici împingi. Și dai și la... și dai și la manetă să taie și cuțitul. Și asta ca să duce ușor, uite, azi o pus și pe asta. Ca să ajută. Rot, asta, da. Ca să ajută la împingere. Uitați. Când e gata, o tai, pui sus la raft. Da. Așa. Și aveți mai multe modele? Da, mai multe modele. Uitați și aici. Foarte asemănătoare. Reglează distanța la cuțit. Vedeți? Fuge. Adică eu tot ce am luat, am luat Alexanderberg. Eu iau tot ce este aici. Uite. De Alexanderberg, știți? Adică am făcut colecție de Alexanderberg. Aici scrie 1300. Dar aia e model, nu e, serie, aia e serie, nu e anul. Dacă era anul 1300. Da. Da. Mult prea vechi. Înainte de Ștefan cel Mare. Da. Așa. N-avea cum. Așa. Tot presa pentru bucătărie, presa. Torcător de fructe. Da. Cel de acolo, nu? Nu. Nu. Cel de aici. Asta de aici. Aia de Alexanderberg, tot vedeți Alexanderberg, 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 adică eu pe aia și la Rășnița am făcut colecție pe Peugeot Ferreres. Peugeot Ferreres, o marcă franceză, și ziua de azi deja produce obiectele astea, dar și are materiale foarte calitate, foarte bun, plus și sculele. Și un design adică, frumos. Adică nu numai de Rășnița sau de bucătărie, are și de scule. Topoare, adică tot ce am văzut jos, am și câte un Peugeot. Da. Trageți, așa. După ce pune aici ce vrea să măcineze, da. Pune aici, vrei mai marunt sau mai așa, aia reglezi de aici. Ah, deci uite, și așa, reglaj, da. Da, reglezi, ridică sau să lasă mai jos cuțit, adică da. Dinții aia, știți? Da, da. Și reglezi grosimea lui. Închid capacul și dai la sală. Și scoți sârtărașul. Exact, tot la sală, dai, apoi scot afară. Da. Așa, tot la fel, pe jos. Și asta tot, bine, am și din asta alta și sus complet. Același lucru, da. Dar e modelul aceasta. Da. Asta pot să montez, cred că și undeva, un dispozitiv pe banc, să stai așa strâns, să nu mai stai sute chiunii cu mână.
Așa. Asta este o rășniță pentru pigment. Uitați, mărime, cel mic, mijlociu și mare. Asta facea înainte popsele naturale. Avea pigment și trebuie să le sparge, să facă marunt. Punea aici, dădea maneta, la fel. Și rupea pigmentul, da, facea praf și după aia punea în asta. Și învârtea până să amestece vopsea culoare cum vrea omul. Da. Și apoi golește și începe să picteze. Zona asta avem mai mult rășniță. E și tot un storcător de rufe. Aștia tot aia de pentru, da, rufe și așa. Aștia sunt rășnița mai mare decât aștia. Asta un pic mai șmecher. Tot Peugeot FRS, toate. Uitați. Așa, deschid capacul, pui cafea sau ce vrei. Și aha, rășniță de cafenea. Da, și da, de aici, la fel, reglezi grosimea. Cât de gros. Exact. Da. Cât de fin sau gros vrei macinat. Da. Așa. Asta este povești de jos care am povestit noi pentru lapte. Da. Avem robinet aici din Alama. Am luat de aici ca să nu dispare. Da. Am pus la safe. Așa. Punea lapte sus. Da. Și dădea la manetă. Bine, prima dată ia foarte greu viteza, dar când lua, când lua, nu, 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 nu. Când ia viteza, deja nici nu mai oprește. Uite, merge și singur. Da, da, da. Adică are forța, și aici este încă unul care nu am desfăcut din cutie. Când ia viteza, deja învârte turația, adică dacă aici învârte odată, este învârte 1000 de ori. Da. Ca să separeze apa, exact. Interesant. Da. Și de aici curge apă și de aici smântână. Da. Așa. Că, da, firma asta și ziua de azi tot produce. Aia de jos ce am văzut, tot la fel. Același firma. Aici, același lucru am. Nici n-am avut timp sau răbdare să desfac pachetul, că încă unul la fel din asta. Da. Aici avem două mașini. A, asta am văzut jos, de făcut unt. Asta de bătut nevasta. Pardon, scuze, de soțul. Aia de fasole, tot la fel. Așa. Așa. Punem așa. Aici ai tot așa, pui lapte până să faci unt. Dai la manivelă. Exact, da, să iese untul. Și aici avem de făcut înghețată. Uitați cât e uscat. Uitați cum făcea înghețată înainte. Așa. Așa, asta scoatem afară, scoatem afară. Aici punea lapte și cu ce vrei să faci, ce, adică arome, da. Arome, da. Da. Punea aici lapte și arome, da? Așa. Puneam asta aici, frumos. Punea și capacul înapoi. Și aici umplu cu gheață, da, pe margine. După ce pune asta iar înapoi. Așa, să intre. Nu e acolo, ok, așa. Stați prima dată partea asta. De când nu le-am umblat la ele, așa. Și după aia înțelegem sistemul. După aia de la manivelă și se învârte. Da, și până să face, până să facă, uite, nu mă, stai așa, frate. Așa, nu mă, Cătălin, stai așa. Așa, așa, aici blochează. Da. Să nu desface, ok. Și iară la sală, da, apucai la sală. Apucai la sală o jumătate de oră, o oră, până să facă înghețată. Știți? După ce faci înghețată, deja oamenii știa cam ce timp face. Scoate tot, vede dacă e făcut bine, ok. Dacă nu, iară dai la sală. Așa. Da. Când nu era curent, oamenii așa facea. Ce mai avem face? Ceva aici cu pușculița ascunsă, nu? Da, 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 da. Asta, normal, o... cum zice la? Pentru apă. De băut apă. Nu, nu, nu. De militar. Am o grămadă acolo. De băut pentru apă. Așa. Nu știu cum îi spune. Ploască. Trecem peste asta. Ploască zici? Ploască. Nu?
Nu știu, mă rog, am uitat. Și eu mergeam la târg, vindeam marfă frumos, veneam înapoi și tu mă opreai. Adică pe vremurile alea, nu acum. Da. Ziceai, băi, scoate banii. Băi, frate, nu am bani. Cum nu ai bani? Că scoate, că vii de la târg. Be cuvânt, caută, mă. Că nu am. Pentru că am eu aici numai apă. Da. Și ok, te păcăleam că erai fraier, nu știai unde ascund eu banii. Deja după ce pleci tu, eu ca să mă bucur, ziceam, uite mă, cum am fraierit pe omul. Vedeți? Așa? Și puneam capacul iară înapoi la pușculiță. Da. Așa mergeam acasă, liniștit. Fără jefuit. Da. Așa. Asta era seiful atunci. Iată. Seiful negustorului. Da. Iată. Așa. Da. Foarte interesant. Acum și asta plecăm, de tocat așa. Carne, tot felul de lucruri, de copaie, sunt. Așa. Uitați câte carne tăiat pe el, săracii, melci sau porci. Da. Uitați. Viața lungă, aut. Da. Uite ce curbă a prins. Da. Da. Așa. Da, aveți foarte multe lucruri interesante. Ne bucurăm să vedem comoara pe care ne-ați prezentat-o. Și noi ne bucurăm că deja ajunge plăcerile noastre la alți oameni. Sperăm să bucure și ei e de prezentarea asta. O să bucure. Asta e dorința mea, ca să bucure și alții cu ce am eu, nu numai eu. Da. Știți, și vă mulțumesc foarte frumos că cu chestia, cu ocazia asta, cred că ați ajutat foarte mult. Și la mine, și la în primul rând colegi. A fost plăcerea noastră, în primul rând, să vedem ce este aici și cu atât mai mult să facem bucuroși și alți oameni. Acum, bine, din cauza timpului, cred că nu reușim să vedem și restul, ați văzut că mai avem. Da. Cu altă ocazie. Mai stabilim, mai fixăm o dată, poate când vă mutați. Să prinde și pe colegii un pic curiozitate. Da. Oare ce mai are? Da. Știți? Exact. Chiar avem niște lucruri foarte interesante, chiar pentru birouri, pentru casă și mult mai valoroasă. Nu de vorbă de lemn sau fieră, altă chestie foarte interesantă, care nu știam nici eu că există. Ok. Acum știu, dar nu zic că, băi, eu știu, dar o să-și vedeți, sper, și lucruri foarte frumoase și foarte interesante. Și mai sunt câteva lucruri puse în safe, pe care sper ca data viitoare să le scoată și să ni le arate. Așa. Câteva așa. Chestii valoroase. Vă mulțumim tare mult. Acum o să puneți cu colegul exact, Lacrele, cu cheia, amândoi, cu două da, chei. Da, să fim siguri că nu intră niciunul fără altul. Da. Așa că banii este la asigurat aici asta valoare. Vă salutăm. Vă mulțumesc foarte frumos. Ne bucurăm că ne-ați chemat la dumneavoastră. Și noi, la fel, la fel. Toate bune. Mulțumesc mult. E, uitați cum se lucrează la, doar la partea de sudură a unei recondiționări. Și ia ziceți-ne, ce faceți aici? Dumneavoastră, ce faceți aici, domnul? Eu fac un suport de vin. Așa. Așa. Am găsit un storcător de rufe. Așa. Vechi, industrial. Da. Și tot m-am gândit ce pot să fac din el, ca să fie și de folos. Și mi-a venit o idee, oricum nu sunt consumator de alcool, dar ca să fie bine pentru iubitori de vin, un suport, un desfăcător și un pus de dop vin. Adică ar fi 4 rânduri de cu 6 sticle de vin. Așa. Care vine aici. Plus, ca să desface vinul, aici fac un mecanism să scoate dopul ajutorul tribușonului și după ce umplu paharul, pui dopul înapoi și cu apăsare prin rotirea asta, pune dopul înapoi. Și dacă veniți dumneavoastră, stăm aici, eu un vin fără alcool, dumneavoastră cu alcool, tot fără alcool și eu. Dar așa. E foarte interesantă așa. Transformarea aceasta pe care o faceți acestui obiect. Așa. Îmi place mult obiectele astea, știți, vechituri, dar vreau mai mult să le dau o altă viață, altă șansă de viață. Acum nu ia nimeni să folosească ca un storcător, pune undeva în casă, după aia aruncă la garaj, după aia aruncă la fier vechi. Adică nu are o scăpare de viață, de în sfârșitul asta. Dar dacă fac așa, sigur este nemuritor. Okay. Băutura, vinul să fie cât trăiește oamenii. Da? Și asta o să rămâne, că e din fier, că din lemn, nu o să dispare. Curând, câteva sute de ani, o să rămână, sigur.
Și cam pe principiul ăsta vreți să mai mergeți și cu alte obiecte. Și cu alte obiecte. Avem chiar niște proiecte, dar din păcate lipsa timpului nu prea reușim să le facem, să le terminăm. Avem multe proiecte. În toate există un început. Da, așa este. După ce terminăm asta, vedem cu care începem. Momentan nu e grabă. Atunci să ies asta. Vă urăm spor la treabă și să iasă ceva deosebit. Vă mulțumim, vă mulțumim. Și eu sper că să iese ceva frumos. Ideea este că eu degeaba zic frumos, dacă nu zice oamenii care pricepe.